Proiectul este sprijinit de Ministerul Culturii și Informării Republicii Serbia. Stimați telespectatori, bună seara! Nu știu câți dintre dumneavoastră au vizitat localitatea Središtea Mică, dar eu sper că după această emisiune, cei care nu au fost niciodată să meargă și să vadă cât e de frumos la Središtea Mică și câtă liniște există în acest sat. Središtea Mică își are povestea și curiozitățile ei. Mai multe despre această localitate ne va spune în această seară dr. Dorinel Stan, care este din Središtea Mică și încă trăiește acolo. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumim în primul rând pentru posibilitatea de a fi prezent în această seară în emisiunea dumneavoastră și sper că o să fie o emisiune interesantă, pentru că o să facem o prezentare a localității Središtea Mică, respectiv Prâneaura, din toate aspectele. Da, o scurtă prezentare pentru că atât ne permite timpul, dar cei care vor să afle mai multe despre Središtea Mică pot afla din cartea dumneavoastră, Așezământul Monahal Središtea Mică, unde din ce am citit eu din cuprins și după ce am răsfoit-o, am văzut că într-adevăr se pot afla foarte multe lucruri interesante. Aș citi doar câteva din titlurile din cuprins pentru a stârni interesul telespectatorilor noștri. Peștera din munți sau comoara ascunsă, legenda bisericuței, descoperiri arheologice, inventarul așezământului monahal, tradiție, istorie și spiritualitate și sunt multe alte titluri în această carte, Așezământ Monahal Središtea Mică. Când a apărut primul document atestat despre Središtea Mică? Vedeți, când se vorbește despre localitatea, respectiv Mănăstirea Străieștea Mică, ea pe parcursul istoriei, în documente respectiv hrisoave și scrisori, apare cu mai multe variante ale aceeași denumire. Deci, dar totuși, prima dată în documente este atestat în anul 1355 sub denumirea de Serdaheli, de Străieștea Mică, localitatea, în registrul gimelor papale. Pe parcursul anilor, de exemplu, s-a schimbat denumirea, deci ajungând, de exemplu, în perioada otomană, deci a fost registrată în arhivele din turcești sub denumirea de Kirna. Pe parcurs apare paralel, deci, denumirea de Prâneaura, Prâneaura, Prâneavor, Prâneavors, mai recent Središte sau Središtea Mică. La fel, în perioada habsburgică, de exemplu, apare sub denumirea de Klein Središte sau Kis Središte, iar Središte, deci în limba bulgară, respectiv în limba sârbă, așa cum denumirea spune, înseamnă centru mijloc. Înseamnă, în toată perioada istorică a localității, înseamnă a fost un centru foarte important, să zicem un centru de răspândire, printre altele, și a culturii românești în această zonă a Banatului. De unde au venit primii locuitori? Este foarte interesant că Străieștea Mică ca localitate este legată de mănăstirea cu aceeași denumire, Străieștea Mică, și este foarte interesant că această mănăstire, care a fost desfințată în anul 1777, odată cu desfințarea mănăstirilor din Banat, din ordinul împăretesei Maria Terezia și a împăratului Iosif al II-lea, este interesant că mănăstirea a purtat o evidență a locuitorilor iobagilor, respectiv a jelerilor, aceia care s-au stabilit pe terenul monahal al mănăstirii Središtea Mică. Astfel că aceste documente există, deci eu am avut ocazia să le cercetez, ele există la ora actuală în arhiva mănăstirii Mesicii, ele sunt în limba gotică, germana veche, bineînțeles le-am tradus, astfel că de aici reiese că în perioada 1750, când s-a purtat o evidență scrisă, repet, ce aceste așa o curiozitate este pentru și Banat. Este important că au rămas aceste documente. Așa este. Deci este interesant că vatra satului a fost alcătuită din 67 de familii. Dintre acestea am făcut o analiză foarte detaliată. De exemplu, început cu anul 1736,
Deci s-au stabilit aici în jur de 20 de familii de olteni care au venit din mănăstirea, de la mănăstirea Tismana, din părțile Gojului și Mehedințului, în frunte cu ierodiaconul Vasile Diaconovici Loga, care mai târziu o să devină și diacon. Și asta este practic prima colonie de bufeni în această parte a Banatului. Însă denumirea de bufeni, deci, care se atribuie oltenilor care au părăsit satele lor, respectiv așezările, și au migrat în Banat, pentru că oltenilor le a fost interzisă migrarea din localitate, iar pentru a evita aceasta, deci ei făceau asta doar pe timpul nopții. Astfel că de aici provine denumirea de bufă, deci bufniță, adică da, pasăre de noapte. Și este foarte interesant că, deci la 1736, Vasile Diaconovici Loga, străbunicul marelui cărturar Constantin Loga, deci a venit în regiunea Vârșețului, mai concret în cadrul mănăstirii Strelișta Mică, deci s-a așezat cu circa 20 de familii, iar restul, deci s-au așezat și au întemeiat localitatea Strelișta Mare, respectiv Mărcovăț, și chiar unele familii la Straja. Este interesant că după aproape jumătate de secol, din aceste familii de olteni care s-au stabilit la Strelișta Mică, deci au rămas doar 4 familii, pentru că în timp de 50 de ani, din cauza epidemiilor, războaielor sau altor calamități, fie naturale, fie de altă natură, deci au părăsit localitatea. Și eu vă dau citire exact care sunt aceste 4 familii, și anume Dragoi Pichi, da, Muruian Pruia, Muntean Nicola, deci familie, și Dumitru Muntia. Deci aceste familii le regăsim la anul 1775, iar locul de proveniență în tabelul jerelilor mănăstirii Strelișta Mică este Valahia. Deci foarte interesant, deci Valahia. Pe lângă fosta mănăstire s-a înființat și prima școală românească. Deci așa este, poate că este mai puțin cunoscut, dar prima școală românească în această parte a Banatului, respectiv în Serbia, deci a fost înființată în anul 1736, deci atunci când la Strelișta Mică s-a stabilit familiile, adică s-au stabilit oltenii veniți de la mănăstirea Tisman, adică Vasile Diaconovici Loga, care a fost în fruntea lor cu cele 50 de familii, și astfel că în cadrul mănăstirii înființează o școală de zurgrăvici și de scălie, unde pe lângă limba română, deci vorba de în cadrul mănăstirii românești din Serbia, din Prneaura, unde pe lângă limba română se învață și limba slavonă veche, iar din această școală, deci au ieșit buni cărturari, respectiv învățători, care practic în perioada următoare au alimentat întreg Banatul, atât cu călugări, cât și cu zugravii, care au zugrăvit bisericile și iconostasele aproape de pe întreg teritoriul Banatului. Și încă ceva ce este foarte interesant, în aceeași an, în 1736, când s-a stabilit Vasile Diaconovici Loga la Strelișta Mică, s-a născut și fiul său, deci cunoscutul pictor bănățean Gheorghe Diaconovici, care s-a născut la Strelișta Mică. Și este cunoscut în întreg Banatul și nu numai, așa și este, mai departe. Așa este. Strelișta Mică are foarte multe minuni naturale, o natură splendidă, este verde, cred că locuitorii acestui sat se bucură, bineînțeles, și de o zăpadă sănătoasă, dar cred că verdele le rămâne în amintire oriunde s-ar duce. Una dintre aceste minuni naturale sunt izvoarele, care au fost foarte multe, nu mai sunt atâtea câte au fost odată, dar totuși încă mai există destule izvoare. Când este vorba despre curiozitățile localității Strelișta Mică, trebuie să potențăm că Strelișta Mică este la ora actuală la cea mai mare, ca localitate, la cea mai mare atitudine geografică din Voivodina, deci este vorba despre 265 de metri. La fel, la Strelișta Mică, deci practic este pe coasta mai multor munți, respectiv dealuri, inclusiv când este vorba despre Cioaca Mare sau Gudurici Vârf, deci cel mai mare vârf din Voivodina, de 641 de metri. Iar când este vorba despre izvoarele, trebuie întâi să definim ce înseamnă asta izvor. Deci izvorul este o apă subterană care țâșnește la suprafață.
Pentru că până în urmă cu două decenii, deci toată localitatea s-a aprovizionat de apă potabilă de la izvor, neavând apeduct în localitate, astfel că e explicabil pe undeva de unde numărul impozant de izvoare. Deci din cercetările mele, deci undeva am identificat și am găsit pe teren 41 de izvoare. Este foarte interesantă denumirea lor toponimică, pentru că fiecare izvor este o poveste aparte, o legendă aparte. Bineînțeles, din acestea, o treime aproape că se știe doar locația, locul, au dispărut, au secat din diferite motive, în primul rând din cauza că terenul a început să se exploateze, pădurea, unele nevoi obștești, etc. Dar majoritatea, repet, izvoarelor există și la ora actuală, la fel apa este rece, așa cum a fost. Și este potabilă, se este poate potabilă, bea. Da. Eu se număr doar unele, zic așa, mai importante, interesante, care într-un fel au rămas o emblemă a localității. Și anume, de exemplu, izvorul Fântânioara, apoi izvorelul, izvorul lui Pemu, Șușurău, Șciubeiul. Deci Șciubeiul este izvorul care la ora actuală pe el, practic, în 1995 a început și s-a ridicat actuala capelă a noii mănăstiri sârbești din Străiești Mică. Deci pe izvorul Șciubei. Mai departe, Putalin, de exemplu, izvorul Ruginit, izvorul Lupilor. Și cum se poate ajunge la aceste izvoare? Pentru că ele nu cred că sunt chiar atât de ușor de găsit. Așa este. Deci unele dintre acestea, de exemplu, se găsesc în perimetrul așezării, dar sunt unele care, de exemplu, izvorul Ruginit, care se găsește la o distanță de, să zicem, 2 km jumate, mai exact se găsește la jumatea drumului dintre localitatea Străiștea Mică și Cioaca Mare sau Gudurici Chivârf. La fel, unele, într-adevăr, se poate ajunge mai greu și este mai dificil pentru că, fiind părăsite și din moment ce nu mai folosite nici apa de aceste izvoare, cărările care au adus spre ele, da, aproape că... De deci, nepătruns câteodată. E de nepătruns, așa este. Când s-a înregistrat la Străiștea Mică cel mai mare număr de locuitori? Cel mai mare număr de locuitori înseamnă la Străiștea Mică a fost în anul 1869 și este vorba de 711. Iarăși este interesant că la începutul secolului al XVIII-lea, deci în perioada 1713, de exemplu, la Străiștea Mică au fost înregistrate 24 de case, deci undeva, deci 100 și ceva de locuitori. Din păcate, numărul acesta, începând cu anul 1869, e în continuă descreștere, astfel că în zilele noastre, deci numărul locuitorilor este de doar 3 cifre, deci undeva în jur de 150 de locuitori, dintre care un număr este plecat și la muncă provizorie în străinătate. Despre această situație, stimați telespectatori, să aflăm și de la parohul Bisericii Ortodoxe Române din Străiștea Mică, Florențiu Ianeș. Când a avut loc ultimul botez la Biserica Ortodoxă Română din Străiștea Mică? În 2011 anul avem ultimul botez și din anul acela n-am mai avut niciun botez, din păcate numai în mormântări, și este un lucru trist, deoarece satul mereu se stinge. Și nu este numai cu acest sat, însă la acest sat este cel mai simțitor, deoarece este, el deja a fost un sat mic, dacă nu este printre cei mai mici sate, cele mai mici sate din Banatul Sârbesc, Pârneaura, și este un sat, este păcat că se pierde acest sat, deoarece acest sat are două lucruri specifice, natura splendidă pe care o știu cu toții care vin aici și pelerinajul la această biserică care se află în spatele nostru, este fosta mănăstire, este singura mănăstire care a existat românească în Banatul Sârbesc. Și la această mănăstire, din 1934, se oficiază pelerinajul cu ocazia sărbătoarei Înălțării Sfintei Cruci, în 14 septembrie. Și la această sărbătoare au venit și în trecut și acum vin oameni din toate localitățile din împrejurime, pentru că în trecut s-a săvârșit o taină a Sfântului Maslu și acum se săvârșește, însă în trecut s-a săvârșit doar aici, nu și în celelalte sate. Când au început sătenii să părăsească localitatea? Localitatea Străiștea Mică, ca și alte localități din această parte a Banatului, deci în primul rând după cel al doilea război mondial, respectiv în perioada postbelică, odată când
Deci au început locuitorii, respectiv cetățenii iugoslavii, deci să efectueze muncă provizorie în străinătate. Deci în această perioadă, deci vorba de perioada anilor 1960-1980, deci cel mai mare număr de locuitori, fie că s-au stabilit provizoriu, dar unele familii, din păcate, deci au rămas pentru totdeauna. Deci au pierdut statutul de provizor pentru că condițiile au fost mai bune, mai favorabile și probabil că viața așa uneori imprevizibilă și asta ar fi... Noi am discutat puțin înainte de emisiune că acum există de toate la Sredișea Mică, apeduct, telefon, televizoare, totul este ca și la oraș, factic, dacă stăm bine și ne gândim. Deci condiții există, o infrastructură destul de bună. Credeți că dacă această infrastructură ar fi venit mai repede în localitate, credeți că ar fi oprit plecarea unor săteni? Deci cu siguranță, în primul rând, fiecare deci, care au părăsit și au plecat din Sredișea Mică și în alte localități, sunt condițiile de trai, de viață. Deci atâta timp cât în Sredișea Mică și în alte localități, deci apeductul a ajuns pe ultima sută, să zic, e clar că unul din motivele principale sau de bază a fost deci condițiile care nu au existat la timpul respectiv. Pentru că dacă a venit mai timpuriu, cu siguranță, deci numărul cel puțin a fost mult mai mare și foarte probabil că alta ar fi fost și soarta localității, deci privind în ansamblu și în general când este vorba de populație. Se mai întorc oamenii plecați în străinătate, vin vara ca de obicei cum se întâmplă aici? Da, deci așa este. Deci toți cei care, sau majoritatea din cei plecați la muncă provizorie, așa zisă muncă provizorie în străinătate, se întorc vara ocazional, dar asta înseamnă deci între 2 săptămâni și maxim o lună. Sau mai unii mai vin și care au plecat mai recent din cauza că mai au și familie, au, mă rog, bătrâni, au rămas la țară respectiv, la sat, se mai întorc și pe parcursul anului, dar asta foarte, deci cu o durată foarte scurtă. O problemă a satului este oarecum natalitatea, chiar și școala generală a fost închisă din acest sat. Înainte să discutăm despre această problemă, să aflăm încă o dată și părerea preotului din localitate, Florențiu Ianeș. Natalitatea este în primul rând negativă și ea nu este cazul doar aici, însă copii nu mai sunt, copii foarte puțini, școala este închisă datorită acestui fapt. Și nu știu ce ar putea să ne scape, nu numai Pârneaura, însă am zis, la Pârneaura este cel mai evident de să se stingă acest sat. Însă greu, dacă așa se continuă, o să fie foarte greu. Din păcate, vorbim întotdeauna despre natalitate, dar nu cu o mare bucurie. Credeți că se vor schimba lucrurile în curând? Vedeți, la Sredișea Mică există indicii că lucrurile în perspectivă se vor îmbunătăți. Anume, deci localitatea Sredișea Mică cred că este la ora actuală una din puține localități în care deci nu mai este de vânzare nicio gospodărie, o casă. Deci nu se poate găsi chiar nici în perimetru de 2-3 km a localității pământ arab. Ceea ce spune că, în primul rând, datorită peisajului deci, superb în care se află localitatea și întreaga zonă a Sredișei Mici, dar, vedeți, în primă fază, deci, aici mai mult s-au construit și se construiesc case de odihnă, dar care, paralel sau treptat, se transformă în case în care oamenii locuiesc permanent. Deci asta este un lucru îmbucurător, dar da? Deci trebuie să spunem că majoritatea acestor care cumpără sau care au cumpărat aceste case sunt etnici sârbi și probabil că într-o perspectivă și când este vorba de componența structurii populației se va schimba. Așa că ne putem aștepta ca, de exemplu, să se deschide școala Sredișea Mică, dar secția limba sârbă. Viața culturală. Ce se întâmplă pe plan cultural? Știm că odată și viața culturală a avut un trai mai bun. Da, într-adevăr, deci Sredișea Mică a fost cunoscută în primul rând în perioada interbelică, deci în perioada celor două război mondiale, datorită tarafului sau orchestrei lăutărești, buligonii, buliganii sau, așa cum au fost numiți și de români, guligonii.
Este foarte interesant că acest taraf în perioada, repet, interbelică, deci a dominat prin cântec întreaga zonă, așa zis, de codru a Banatului și nu numai. Deci din însemnările și din cercetările mele am descoperit că s-a făcut prezența chiar și anunț până în apropierea Aradului. Asta spune că, în primul rând, deci au fost foarte buni virtuozi, aveau niște calități specifice și interesante, să zic originale, pentru că pe lângă că au interpretat melosul și melodii populare românești de zona Banatului, Ardealului, etc., au avut și propriile creații. Iar ceea ce este și mai interesant, acest taraf era constituit din o familie, respectiv două familii, care deci purtau prenumele de Buligă, astfel că deci, în taraf a fost inclus, de exemplu, bunicul, fiii, copii și nepoțul. Iar unele melodii compuse de ei se mai cântă și astăzi. Așa este. Deci, din fericire, unele melodii care au fost compuse sau alcătuite de ei, cum este, de exemplu, Axionul lui Buliga, se cântă și azi în Banat. Unele fanfare sau formațiuni muzicale de pe întreg cuprinsul Banatului interpretează acest axion. La fel, de exemplu, Doina cu 16 șticuri, unii bătrâni sau, mă rog, în creațiile folclorice, deci se găsesc aceste versuri și melodia care a fost creată de acești virtuoși ai muzicii populare românești în această zonă a Banatului. În momentul de față activează doar fanfara. Iar, deci trebuie să precizăm că tot în perioada interbelică, deci în anul 1927, la Străiești Mică s-a înființat fanfara privighetoarea Codreanului. Și bineînțeles că această fanfară a fost într-o strânsă colaborare cu taraful din Străiești Mică, ce e de înțeles. Această fanfară, formațiune muzicală, deci în perioada anului 1945, deci a fost foarte interesant, le-a fost confiscate toate instrumentele, pentru că fanfariștii n-au vrut să participe la lupta de eliberare națională a Iugoslaviei, astfel că timp de aproape 20 de ani, din lipsa de instrumente, deci a fanfara nu a activat. Undeva prin anii 1970 din nou s-au cumpărat 20 de instrumente care și la ora actuală există și astfel ca deci s-a continuat activitatea asta fanfaristică, iar la ora actuală există, deci în cadrul Societății Culturale Avram Iancu, și asta este iarăși o curiozitate, singura și unica societate culturală din Serbia cu caracter românesc care poartă numele marelui erou național al poporului român, Avram Iancu, este societatea culturală Avram Iancu din Străieștea Mică. Și aici este interesant, atunci când s-a înființat în anul 1954, deci în perioada comunismului, pentru că liderii comuniști locali, deci nu erau inițiați în istoria poporului român, iar, de exemplu, numele și prenumele Avram și Iancu în Străiești Mică este foarte răspândit, așa că s-a mers la o șmecherie și în felul acesta s-a acceptat, pentru că de obicei era un refuz sau s-a mers fie că scriitori români sau de genul ăsta. Timpul este foarte scurt, dar aș vrea să-l amintim și pe preotul Mihai Juică, o adevărată personalitate distinsă, care în anul 1886 a răspuns scriitorului și enciclopedistului Bogdan Petricei cu HD-ul. Despre ce este vorba? Așa este. Deci este foarte interesant și, în primul rând, cred că trebuie precizat că în curând o să apară la editura Românii Independenți de Serbia, deci o carte care este dedicată în exclusivitate preotului, celebrului preot Mihai Juică din Străiești Mică. Deci acest preot s-a stabilit la Străiești Mică în anul 1870 și înseamnă până la stingerea sa din viață, în 1910 a activat la Străiești Mică. Este interesant că Bogdan Petrecescu HD-ul, deci a trimis un chestionar tuturor parohiilor, școlilor, atât din România cât și din românilor, comunităților românești din jurul României, deci vorba de Bucovina, așa zisul Banatul, Sârbesc, etc., și a primit în jur de 700 de răspunsuri. În aceste 700 de răspunsuri, care se găsește în arhiva Academiei Române, a fost și răspunsul preotului din Străiești Mică, Mihai Juică, de altfel fiind singurele și unice răspunsuri când este vorba despre românii din Serbia. Este foarte interesant că deci chestionarul a fost alcătuit din 206 întrebări care au vizat, de exemplu, atât lexicul, cât și gramatica, obiceiurile, tradiția, meteorologia, legende, etc., etc.
Mihai Juică înseamnă, deci, a răspuns acestui chestionar și mai mult decât atâta, pentru că HD-ul voia să construiască, să alcătuiască, practic, dicționarul popular și istoric al poporului român, al limbii române. De exemplu, la litera B, la cuvântul Bayer, este citat preotul din Străiești Mică, celebrul preot Mihai Juică. Și acolo el dă explicație acestui cuvânt sau bănățenism, Bayer. Deci Bayer ar fi, deci după dânsul, împletiturile care deci, se pun, se atână la gâtă. O altă variantă ar fi folosit, de exemplu, de, la descântece, baiere, așa, da. Și a treia variantă ar fi urechile inimii, deci un sinonim care și chiar explicația respectivă. Cred că a lucrat foarte mult pentru a răspunde acelui chestionar, cum de altfel și dumneavoastră ați lucrat destul de mult la așezământul monahal Strediștea Mică. Să vă întreb, ați da viața de la Strediștea Mică pentru una la oraș? Deci, întrebare foarte dificilă. În primul rând, deci eu sunt născut acolo, la Străiești Mică, rădăcinile, istoria și oricum sunt, a zice, și emotiv legat de localitate și deocamdată nu, dar să nu spunem un nu categoric, pentru că na, întotdeauna există și na, viața ne mai împinge și spre, mă rog, unde lucruri care schimbări. Mai puțin... Da, spre schimbări. Dar în principiu nu. Credeți că poate cineva care se află sub o stare de stres sau cineva care are probleme sau diferite dileme și trăiește la oraș unde zgomotul autoturismelor este întotdeauna actual să vină până la Strediștea Mică, să se lase înduplecat și relaxat de liniștea vântului, a frunzelor și a minunatelor culori care persistă în fiecare anotimp? Da, vedeți, ca să răspund la întrebare, deci o să mai zic ceva foarte interesant. La Strediștea Mică, deci este foarte bogată ca localitate când este vorba de microtoponimia. Există mai multe poieni, înseamnă suprafață orizontală, în pădure, așa, cu iarbă acoperită, iar una dintre poieni, deci are denumirea Poiana Ciorbeștilor. În fond, ce înseamnă asta? Ciorbeștilor înseamnă că, deci, este poiana unde... în trecut, sau îi mai zice și leagănul cerbilor, deci cerbii, respectiv căprioarele, au coborât în această poiană și au găsit apă limpede din abundență. Deci, vedeți, dacă și animalele, să zic așa, da. Lumea animală și vegetală, într-adevăr, Strediștea Mică putem să o clasificăm ca o oază de liniște, lumină și chiar armonie. Într-adevăr, este un loc sfânt, zic un colț rupt din rai al Banatului, un loc în care, într-adevăr, natura împreună cu omul parcă conviețuiesc într-o armonie deplină. Iar dumneavoastră aveți chiar și turiști, nu doar pentru pelerinaj, ci și pentru mănăstirea care se află la celălalt capăt al satului. Da, așa este. Într-adevăr, Strediștea Mică în ultimul timp, datorită acestei mănăstiri sârbești, care a început construcția în anul 1995-96 și s-a finalizat în 2003, într-adevăr, deci a făcut ca săptămânal sau, mă rog, să fie foarte mult vizitate atât mănăstirea cât și localitatea de foarte mulți străini, atât din țară cât și din străinătate. Și pe lângă acești vizitatori, străini, turiști, deci este foarte interesant să amintim că prin Strediștea Mică, datorită poziției geografice în care se află, foarte mulți alpiniști, deci urcă deci dealul Gudurici-Chivâr, cel mai înalt vârf din Voivodina, respectiv Cioaca Mare, cum zicem noi românii, și care este în fond denumirea originală. Astfel că, într-adevăr, Strediștea Mică, localitatea este foarte vizitată de foarte, foarte mulți oameni și asta ne dă speranța că în perspectivă atât turismul ăsta rural, să-i spunem. Exact, rural, cu un potențial enorm, cum este Strediștea Mică, deci la fel zona asta viței de vie și viticolă, care se află în imediată apropiere, cum este Gudurița, care deja este arhicunoscută, deci face ca, într-adevăr, să există o speranță și un viitor frumos. Pentru că pământul care se află în prejurul localității este foarte bun chiar pentru cultivarea viței de vie.
Da, deci așa este. Deci vedeți, în datele documentare, atunci când a fost amintită în 1355 Străieștea Mică, chiar s-a făcut referință în documentul respectiv la o plantație de viță de vie care, nu știu, a fost între două familii, a fost împărțită, o treime revenea unui anumit preot Clemente, etc. Deci vedeți, deja în documente scrise la 1355, deja existau la Străieștea Mică plantații de viță de vie. Deci asta spune foarte mult. Da. Stimați telespectatori, mai multe despre documentele scrise și despre trecutul localității Străieștea Mică puteți afla în această carte și sper că invitația de la începutul emisiunii să fie actuală și pentru toți cei care doresc să vadă un sat frumos, adică să o spuneți mai departe celorlalți și să vizitați într-adevăr acest sat. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă invităm să rămâneți alături de programele televiziunii Banat. Proiectul este sprijinit de Ministerul Culturii și Informării Republicii Serbia.